Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu rămâne în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Curții de Apel Chișinău. Colegul meu, Alexandru Albu, a urmărit evenimentul și ne oferă mai multe detalii. Alexandru, bună seara! Te ascultăm! Bun găsit! Ședința de judecată în cazul lui Alexandru Stoianoglu a început la orele 13, iar în timpul procesului mai mulți susținători ai procurorului general suspendat au venit aici în fața Curții de Apel Chișinău și au cerut eliberarea acestuia. Însă judecătorii au luat o altă decizie. După mai bine de 3 ore de ședință, magistrații de la Curtea de Apel Chișinău au decis să respingă cererea avocaților de a-l elibera pe Alexandru Stoianoglu. Astfel, el rămâne în continuare în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Ședința de judecată de la Curtea de Apel are loc după ce acum câteva zile au avut loc percheziții în biroul lui Alexandru Stoianoglu, unde potrivit procurorilor au mai rămas acte și înscrieri făcute de către procurorul general suspendat. Totodată, activitatea lui Alexandru Stoianoglu urmează a fi evaluată de către o comisie specială, care urmează a fi înființată la următoarea ședință a Consiliului Superior a Procurorilor. Comisia va fi formată din 5 membri și dacă acești 5 membri vor oferi calificativul nesatisfăcător activităților Alexandru Stoianoglu, atunci Consiliul Superior al Procurorilor va putea propune președintelui țării eliberarea din funcția procurorului general suspendat. Alexandru Stoianoglu a fost reținut în data de 5 octombrie. Acesta este bănuit în 5 cauze penale, printre care abuz de putere, dar și corupere pasivă. Alexandru Stoianoglu se pledează că este nevinovat. Nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă în această țară. A umilit un om deștept și cinstit. Noi am venit să-l susținem. Suntem aici din nou pentru a susține procurorul general Alexandru Stoianoglu. Considerăm că a fost arestat ilegal și nu ne putem împăca cu acest lucru. De aceea cerem eliberarea lui. Eu sunt alături de prietenii mei care au venit să-l susțină pe Alexandru Stoianoglu, ca el să înțeleagă că nu este singur în această situație. Potrivit procurorului pe caz, contestația depusă de avocații lui Stoianoglu este una inadmisibilă. Victor Fortuna consideră că decizia judecătorilor este una corectă. Prin decizie colegiului penal la Curții de Apel Chișinău din ziua de astăzi a fost respins ca nefondat recursul avocaților la încheierea judecătoriei Chișinău și de Ciocara, prin care a fost decis prelungirea măsurii preventive restarea domiciliului în privința domnului Stoianoglu. Stoianoglu însă susține că judecătorii nu au vrut să examineze niciun proces verbal prezentat de către avocați. Cu mare regret nu am fost auzit nici de procuror, nici din judecători. Îmi pare rău că nu avem justiție în țară. Iată ce. Am explicat tot, am arătat tot, am prezentat astăzi cel puțin 7 sau 8 procesele verbale unde au fost audiat martori pe faptul eventuală coruperea mea prin intermediul ăsta și am rugat numai unul, citiți măcar un proces verbal și tot va fi clar pentru dumneavoastră. Și ce credeți, eu citit? Alexandru Stoianoglu a fost reținut în data de 5 octombrie și a fost escortat la izolatorul din strada Tighina, după care judecătoria Chișinău cu sediul Ciocan a emis mandat de arest pentru o perioadă de 30 de zile la domiciliu. Ulterior, sentința a fost prelungită de aceeași instanță pentru încă o lună. Stoianoglu este cercetat pe 5 capete de acuzare, printre care corupere pasivă și abuz de putere. El pledează nevinovat.